Banca Transilvania îți prezintă România în direct din Piața Victoriei cu Moise Guran și Vlad Petreanu. Alege să înfrunți adevărul la Europa FM. Da, bună ziua doamnelor și domnilor din nou. Bună ziua. Astăzi dezbatem un personaj, cum să-i spun eu domnului Dacian Cioloș, că politician nu poți să-i spui lider al guvernului, liderul țării nu este, un personaj care oricum s-a făcut remarcat într-un fel neașteptat, aș zice eu, în ultimul an, de când conduce guvernul țării noastre, ca un exemplu de altfel de, cum să-i zicem, leadership. Lider, eu nu știu politician. De ce nu putem să-i spunem politician. Adică de ce? Este un politic. Politica înseamnă să iei decizii în interesul comunității. Să reprezinți comunitatea, să iei decizii în interesul comunității. Deci, Dacian... Faptul că nu aparține unui partid, că nu are carnet de partid, că ăsta este singurul lucru care definește pe cineva care ia decizii în interesul comunității? Eu știu, nu știu. Cum zici tu? Politician. Ok, putem să facem această convenție. Este un om politic fără apartenență de partid, de fapt, dar încă nu și-a dat seama. Bun, deci lucrurile, ca să recapitulăm pentru dumneavoastră, stau așa. De ieri, de când cu Blaga și DNA-ul, s-au precipitat așa niște opinii și în PNL și pe altă parte, cum că acesta e momentul în care trebuie Dacian Cioloș să intre în scenă, să lase naibii independența tehnocrată și să zică, ok, eu vreau să fiu prim-ministru și după aceste alegeri susținut de acest partid sau de alt partid. Chiar în această dimineață, președintele Klaus Iohannis, răspunzând unor întrebări care întrebam însă altceva, dacă ai observat, a spus, da, primul ministru Dacian Cioloș trebuie să se decidă cât mai repede și să spună încotro o ia. Da, dacă intră în politică sau nu. Acum, în mod evident, asta este o presiune directă asupra domnului Cioloș, în sensul în care, după părerea mea, Klaus Iohannis îi cere să intre în PNL. Politică. Da, nu spune că în PNL, dar în principiu cam acolo, cred că e. Cred că e importantă cheia în care privești declarația președintelui Iohannis. Și anume, oare ce își dorește de fapt domnul Iohannis mai mult și mai mult? Să vină cineva care să salveze PNL-ul sau să vină cineva care să salveze politica românească? Clasa politică din România este profund coruptă, expirată, este o clasă politică în care oamenii nu mai au încredere și toată lumea așteaptă. Da, Vlad. O schimbare, așteaptă pe cineva care să vină să facă o altfel de politică. Da, Vlad, dar... Singurul care a demonstrat în ultimul an că este capabil să facă acest lucru, care a arătat o anume onestitate, acum iată, îi ridic statuie lui Cioloș, este Dacian Cioloș. Dar întrebarea e ce mai important? Adică merită prețul să salvezi PNL-ul, ca domnul Cioloș să salveze poate PNL-ul, dacă poate să salveze, încercând în același timp să salveze și România de lipsă de încredere? Înainte de a-i face un proces de intenție până la urmă președintelui Klaus Iohannis, cred că ar trebui să-i facem unul premierului Dacian Cioloș. Pe mine mă interesează faptul că a promis că va rămâne independent. Aceasta a fost convenția pentru care PSD și PNL l-au susținut, au susținut în acest an un guvern de tehnocrați care ne-a permis nouă să vedem și un alt fel de politician decât eram obișnuiți. Deci, încălcarea acestui cuvânt, din punctul meu de vedere, vezi că emisiunea tinde să devină avocatul diavolului, ca pe vremuri. Dar ea este România în direct, totuși. Încălcarea acestui cuvânt l-ar aduce pe Cioloș exact în lumea asta care îl trage acum spre ea și îi spune, vino, alegeți un partid, intră în alegeri cu noi. Sau... Numai în măsura în care nu rămâne doar o excepție care confirmă regulă. Adică... Excepția infirmă regula, stai puțin, dacă îmi dai voie stai să... puțin. Da. Nu, excepția confirmă regula. Da. Prin faptul că e excepție, numai că la noi sunt atât de excepții, da, exact, cât excepția infirmă regula. Da. Politicienii, ce îi caracterizează pe politicienii, că nu sunt oameni politici. Deci diferența între politician și om politic este următoarea din punctul meu de vedere. Politicienii își încalcă cuvântul dat în permanență. Regula la politicieni este minciuna. Uh-huh. Omul politic și omul de stat știe când trebuie să-și încalce cuvântul o singură dată, dacă este în interesul public. Și ce cred că trebuie să judece ascultătorii noștri este dacă Dacian Cioloș, în cazul în care își încalcă cuvântul și intră în politică, devine un alt politician sau se transformă, de fapt, într-un om politic care își încalcă cuvântul în interesul public. Asta e întrebarea ta, complicată. Da. Eu îi întreb mai simplu. Ar trebui sau nu Dacian Cioloș să intre, să susțină un partid, nu neapărat să candideze? Ca să rămână prim-ministru, domne. Ați ascultat România în direct din Piața Victoriei.